Echipa de fotbal CSM Sighet Marmației a disputat la sfârșitul săptămânii trecute o nouă partidă amicală la Vișeu de Sus, acolo unde se află în cantonament. Adversarii sighetenilor au fost cei de la Olimpia Satu Mare, colega lor de serie. CSM Sighet s-a impus cu 2-0 grație golurilor marcate în prima repriză de Alexandru Zaharia și Gui Gui Teo. Și de această dată, antrenorul George Zima a rulat tot lotul avut la dispoziție. Săptămâna aceasta, CSM Sighet Marmației va disputa primul meci din acest an pe stadionul municipal Solvan. Vineri 23 februarie, începând cu ora 13, vor întâlni pe teren propriu într-un meci amical pe liderul seriei A9 Gloria 2018, Bistrița Năsăud.